Președintele turc Tayyip Recep Erdoğan anunță că Turcia va sprijini candidatura Suediei la NATO dacă Statele Unite ale Americii își vor onora promisiunea privind avioanele F-16. Armata turcă vrea să achiziționeze 40 de aeronave F-16 noi și 80 de kituri pentru modernizarea celor în uz, dar o aprobare din partea Departamentului de Stat și a Congresului întârzie. De mai multe despre subiect discută alături de Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin. După ce au promis că vor fi de acord cu aderarea Suediei, știm că Erdoğan și Viktor Orban parcă dau înapoi și caută motive pentru a amâna luarea unei decizii. Care ar fi cauza? Bună dimineața, Alice. Turcia a făcut un joc interesant de la declanșarea agresiunii Rusiei în Ucraina. A sprijinit, pe de o parte, a sprijinit exportul de cereale al Ucrainei. A continuat exporturile de armament către Kiev. Erdoğan chiar declară că trebuie respectate granițele Ucrainei recunoscute internațional, dar pe de altă parte acest lucru nu l-a împiedicat să nu critique agresiunea rusă, sprijină regimul lui Putin prin neimpunerea sancțiunilor și a dezvoltat foarte mult relațiile comerciale cu Rusia, vrând să transformă Turcia într-un hub al gazelor, dar și în alte domenii, cum ar fi centralele nucleare. În partea cealaltă, Ungaria, cu un Orban populist notoriu, situația este și mai complicată. Orban leagă refuzul Suediei, cel mai mult de așa zisele critici venite de la anumiți politicieni din Suedia. Oricum ar fi, cele două țări trebuie ca anul acesta să dea niște explicații solide de ce nu-și mențin cuvântul dat la ultimul summit, cel de la Vilnius. Și crezi, Florin, că vor aproba congresmenii americani vânzarea avioanelor americane către Turcia, în ciuda faptului că Ankara operează sisteme de rachete rusești S-400? Situația politică din Statele Unite este una destul de volatilă. Fiecare partid controlează câte o cameră a Congresului. Peste 14 luni vin alegeri. Trump, am văzut că este dat favorit în anumite sondaje. Va fi foarte greu acolo să se obțină un consens, mai ales că situația este destul de împărțită. Până atunci, Turcia și-a dezvoltat singur un avion din generația 5, a prezentat în martie, însă acesta va începe să intre în dotare din 2030 și probabil poate din 2030-2040 Turcia va avea o producție constantă. Deci are cam un deceniu, mai mult decât un deceniu, în care nu se poate sprijini decât pe vechile F-16 și ca o completare și-a dezvoltat mai multe programe de drone. Vom vedea dacă până la alegeri e timp pentru această aprobare, iar dacă va fi schimbat administrația, atunci totul va fi reluat. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru informații.